Dragilor, haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, de unde citim de la versetul 17. Evanghelia după Ioan, capitolul 15. După ce au avut cina sfântă, împărtășania, Iisus le spune câteva lucruri fantastice. O profeție a Domnului. Dar înainte aceasta o poruncă, versetul 17 din Ioan 15. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Deci a ne iubi nu este decât o poruncă. Nu este o sugestie Domnului, e o poruncă. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu-i mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite la tatăl, adică Duhul adevărului care purcede la tatăl, el va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că a fost cu mine de la început. Și mai dați-mi voie să mai citesc un verset obscur din Ieremia, capitolul 12, versetul 9. A ajuns oare moștenirea mea pentru mine o pasăre de pradă pestriță, în jurul căreia se strâng păsările de pradă? Duceți-vă și strângeți toate fiarele câmpului și aduceți-le ca să o mănânce pe pasărea asta pestriță. Ședeți! Cum am ajuns noi oare, creștinii, să fim pasărea pestriță acestei lumi? Pasărea pătată. Unde s-a reușit performanța ca să fim creștini, indiferent de confesiune? O pasăre pestriță. Vina tuturor lucrurilor. Începutul tuturor relelor peste lumea aceasta. Cum au ajuns să fie creștini dați afară din universități, din școli, de la serviciu, persecutați? Fratele Tony ne-a scris săptămâna aceasta: mi-a ucis unul dintre oameni cu care mergeam la evangelizare. L-au împușcat, un tânăr de 21 de ani. Două fete care erau în echipa de misiune cu mine au fost răpite. De obicei acolo le stropesc cu benzină și le dau foc pe ce le violează. Cum au ajuns creștinii ca să fie obiectul batjocorii acestei lumi? Numai pentru simplu fapt că spun că Iisus Hristos este Domnul, că Ion și cu Diordi nu pot forma o familie, că negru e negru, albul e alb, minciuna e minciuna, adevărul e adevăr. Cum am ajuns să fim persecutați și să fim o pasăre pestriță acestei lumi? Și ce a spus Iisus Hristos? M-au urât pe mine, vă vor urâ și pe voi. Nu așteptați să fiți bătuți pe spate, pentru că sunteți copiii lui Dumnezeu. Persecuția e normală, ca și ziua de luni. Nu așteptați să scăpați de ea, pentru că, ascultați-mă, a scăpat de persecuție, a încercat să scap de persecuție, este cum a încercat să scap de școală. Nu funcționează. Suntem urâți și diferiți, sau suntem urâți pentru că suntem diferiți? Că dacă suntem urâți pentru că facem porcării, ne merităm soarta.
Cum zicea unul într-o zi, oare de ce mă urește lumea, domnule pastor? Pentru că te cunoaște. Problema este nu când te urește, când te cunoaște și știe ce fapte faci. Problema este când te urește doar pentru faptul că ești creștin. Și habar n-au ce faci tu. Suntem urâți și diferiți. Vă mai aduceți aminte de cel mai persecutat om de familie, de familia lui, că spune și omul va avea dușman pe cei din casa lui și legea asta. Și se vede cel mai bine atunci când facem botezuri. Vă mai aduceți aminte de cel mai persecutat om din Vechiul Testament, de familia lui, Iosif, nu? Cine a fost cel mai persecutat om de către familie și de către oamenii ceilalți în general în Noul Testament? Iisus. Cine sunt persecutați astăzi? Noi. Povestea parcă nu se mai termină. Vreau să vă spun doar câteva lucruri. Ce e cu pasărea asta pestriță? Oare de ce nu ne suportă? La ce vor să renunțăm cei din lume? Corecții politice acestei lume, așa cum se numesc. Vor în primul rând să renunțăm să mai vorbim de Tatăl nostru. Primul lucru care și-l doresc cei din lume este ca dumneavoastră să nu mai vorbiți de Dumnezeu ca Tată. În ochii lumii, dumneavoastră trebuie să fiți orfani și enervați în momentul în care îl folosiți pe Dumnezeu ca Tată. Și când, mai ales când vorbiți despre Tatăl vostru din ceruri. Zice, Iisus Hristos m-a urât pe mine pentru că le-am vorbit despre Tatăl meu din ceruri. Vă vor urâ și pe voi când veți vorbi despre Tatăl vostru care este în ceruri. El știau pe Dumnezeu, evreii, dar nu ca Tată. Ei îl cunoșteau pe Dumnezeu, cum cunoști despre Mihai Viteazul. Dar Iisus Hristos vine și zice, trebuie făcut un pas mai în față. Dumnezeu ca Tată. E, asta nu suportă cei din lumea asta să vadă că aveți familie. Îl avem pe Dumnezeu sus în ceruri și când ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri, enervează la culme. Pentru că povestim de Dumnezeu ca Tată. Haideți să citim de la versetul 37 al Genezei, spune cuvântul Dumnezeu. Versetul 2. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Observați că vorbea cu tata în Geneza 37. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că e născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Frații lui, când au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți, au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iisus a visat un vis și a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El a zis, ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Observați tot ce o să vă spun astăzi în astea 4-7 versete. Spune că el vorbea cu tata și frații l-au urât pentru că vorbea cu tata. Cum adică să vorbești despre tatăl tău, să vorbești cu tatăl tău și apoi să te duci afară să vorbești despre tatăl tău? Uite, duminică dimineața am vorbit cu tata și la amiază am vorbit despre tata afară. Băi, unde ai fost? În familie. Voi sunteți familia noastră. Și ce ați făcut acolo? Păi am vorbit cu tata. Și acum ce faceți? Vorbim despre tata. Normal că e enervați în momentul în care încercați să vorbiți cu tata și nu ai vorbit despre tata toată săptămâna. Parcă vii rușine de el. Iosif a fost iubit de Iacov. Dacă Iisus și vorbea cu tata, Iisus vorbea numai despre tata. Am făcut un exercițiu zile astea și am încercuit de câte ori îi spune Iisus lui Dumnezeu tată. Rămâneți mirați. Mereu folosește cuvântul tată. Asta e relația adevărată. Să ai un tată. Să ai cui spune frământările, problemele tale, necazurile tale.
Pentru cei care v-ați pierdut tata, așa că și dacă v-au bătut bine, parcă ați vrea să mai fie în viață, să mai aveți cu cine vorbi. Acum ați realizat după ce a plecat bătrânul că totuși parcă avea dreptate în niște lucruri. L-a urât pe Iosif pentru asta și l-a urât pe Iisus pentru asta. Haideți să vă spun o chestie foarte interesantă cu Iosif. S-a dus în pușcărie pentru că nevasta aia lui Potifar, pentru că nu i-a acceptat el avansurile, a zis că a vrut să o violeze. Este singurul violator bătut din istoria violurilor. Bun. Prins, băgat în pușcărie, a făcut 12 ani de temniță pentru minciună. Alții au făcut pentru mai puțin. Și decât atât. În momentul în care, după 12 ani la 30 de ani, el s-a bazat pe, țineți minte, pe paharnic, că mă rezolvă paharnicul. S-a bazat pe un om, mă, poate sună ăla, nu? Până la Dumnezeu putea vorbi direct cu paharnicul, putea vorbi cu vreun ministru. Dumnezeu a hotărât să rezolve problema și mări direct la faraon. S-a băgat în capul lui într-o noapte și a visat un vis, faraon. Cele 7 vaci grase cu cele 7 vaci slabe. Bă, s-a speriat ăla grozav. O chemat pe ăia lui care avea Ștefan Gheorghiu, pe toți ăia politrucii de serviciu care erau acolo. Yes, many! Știți? Și-a zis faraon, bă, vezi ce visai, mă? N-a putut să-i tălmăcească niciunul. Faptul că ești angajat la stat nu înseamnă că îți faci și datorie. Bă, bun! Și-a dus aminte unul de acolo și-a zis în felul următor, apoi am fost în pușcărie și mi-a dat un vis și uite, un rob de acolo, chemați-l! Spune Biblia că după 12 ani de nespălat, l-au spălat, l-au bărberit, l-au tuns, adică l-au tuns zero, chilug, l-au îmbrăcat, de Doamne ajută puțin și l-au dus în fața lui faraon. În momentul în care s-au dus la faraon, satana a venit la urechele și a zis așa, șeful, vezi să nu vorbești la faraon de Dumnezeul tău, că ăsta are o grămadă de Dumnezei. Să nu se enerveze pe tine. Zice faraon, vă rog citiți capitolul 41, că e superb. Zice faraon, tălmăcește în visul. Satana la ureche, să nu cumva să vorbești de tata tău, să nu vorbești de Dumnezeu, pe care putea să fie și supărat, pentru că a stat în temniță, datorită faptului că a rămas copil de tată. Să nu cumva să vorbești de Dumnezeu. Știi ce face primele cuvinte care ce le zice? Eu nu pot să-ți dau un răspuns la visul tău, nici să ți-l tălmăcesc. Dar Dumnezeul meu, care e sus în ceruri, poate să-ți dea o tălmăcire visului. Și iată ce zice Dumnezeul meu. Vor fi 7 ani de bogăție în Egipt. Strânge, el inventează TVA-ul. Că dacă întrebați cine este inventatorul TVA-ului pe care îl blestemați acum, să știți că Iosif a zis o cincime din tot ceea ce produceți trebuie să dați statului. Dar a dat TVA-ul doar pe timpul cât va fi foamete. Deci un timp calculat ăștia l-au dus la nesfârșit astăzi. Deci că e foamete, că e belșug, a rămas cu TVA-ul de la Iosif pe cap. Asta ca să știți. Bine. Și zice, Dumnezeu spune să faci asta și asta și asta. Și dă-i cu Dumnezeu în sus și dă-i cu Dumnezeu în jos, până când zice faraon, când își dă seama că ăsta are dreptate, zice, acum să cinstim și pe omul ăsta, dar în primul rând să cinstim pe Dumnezeul lui, care ne-a dat un răspuns ce trebuie să facem tot poporul, tot imperiul acesta. Diavolul va veni la tine și îți va spune la ureche, nu mai vorbi de tata tău. Că te vor urî ăștia dacă vorbești de tatăl tău. Renunță să mai vorbești de tatăl tău. Și pe undeva cifrele parcă ne îndeamnă să nu mai vorbim de tata. Dumneavoastră știți că dacă vorbești de tatăl tău, de Dumnezeu cu 25 de oameni, doar unul din 25 acceptă? Deci vei auzi 24 de nu, du-te de aici sau o jurătură de mamă, nu, 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 la un da. 24 de nu-uri la un da.
Și atunci normal că zici, măi, dar pui, ce lume asta în care trăim? De ce să mai vorbim de tata? Ai obligație să vorbești de tatăl tău. Pentru că lumea vrea să renunți să mai vorbești despre tata. Doamne, ajută-ne să vorbim de tata. Vă spun o chestie foarte faină cu unul dintre cei mai mari predicatori prezbiterieni. A fost Robert Catholic. El a fost animerit, a avut trista neșansă ca să fie contemporan, cum și eu contemporan cu președintele Iohannis. A avut trista neșansă să fie contemporan cu unul dintre mari șmecheri, cel de-al șaptelea președinte al Statelor Unite, Andrew Jackson. Îl vedeți pe bagnotele de 20 de dolari, chipul lui. A fost un politician îngrozitor. Deci un politician, nu așa. Eu mutat pe indieni, a făcut tot felul de, o grămadă de chestii interesante, făcut, nu vă mai spun despre el. Tatăl său a fost om pocăit și familia lui și toți, absolut. Nu mai a avut el treabă cu biserica, că a zis, bă, poate nu dă bine. Dar într-o zi a avut așa un tremur și tremurul i-a apărut, am scuzați asta, de la colon. Avea probleme cu colonul mari și doctorul a zis, mă, s-ar putea ca să nu se știe. Și atunci automat și-a adus aminte că tatăl s-a avut un Dumnezeu. Și fiind președinte a Statelor Unite, o transmis lui Cartwright că vine la biserică la el să-l asculte cum predică. Și dacă poate la sfârșitul predicii să facă o rugăciune pentru el. În momentul în care s-a auzit că vine acolo la biserica domnului Cartwright, automat l-a sunat episcopul pe Cartwright și a spus în felul următor, bă, Robert, vreau să spun un lucru, tu ai gură lungă, mă. Vezi-mă că vine președintele Statelor Unite de America, cel de-al șaptelea președinte. Vezi acum că ne-o mai dat bani, ne-o mai ajutat în stânga și în dreapta, ai grijă ce zici. Ai grijă ce zici. O, vine președintele duminică dimineața cu poporul, cu ei care îl păzeau, tot grămadă, ministrul vine și ei, că dădea bine. S-au adunat toți acolo pe primul rând. Cântări frumoase, rugăciuni, două rugăciuni bune și a început să predice Robert Cartwright. Și zice, nu pot să încep predica de astăzi până nu vreau să mă adresez în mod personal domnului președinte. Domnul președinte, zice, s-a rugat în dimineața asta tatăl nostru. Dar domnul președinte e orfan, după cum se poartă. Să nu mai vorbească despre tata, dacă e orfan. Domnul nostru președinte trebuie să se pocăiască, că dacă se va pocăi domnul nostru președinte, zice, și țara asta o va duce bine. Dacă nu se va pocăi domnul președinte, va ajunge în iad. Și acum zice să începem să predicăm din Sfânta Scriptură. Vă dați seama cum opăriță e toți. Până la sfârșit, a venit Andrew Jackson la el și a venit și a zis în felul următor, domnul predicator, dacă aș avea 10 oameni ca tine în America, țara asta s-ar schimba fundamental. Vreau să-ți mulțumesc, zice, că ai fost singurul om de când ești președinte care mi-a spus adevărul. Trebuie să mă pocăiesc. Cei care veți citi viața lui Andrew Jackson, veți avea că din ziua aceea când s-a întâlnit cu Cartwright, viața a fost altfel. N-a fost duminică să nu mai meargă la biserică. Tot ce a putut omul acela a îndreptat până la sfârșitul domniei sale. Vreau să vă spun un lucru, nu încetați să vorbiți despre tata. Vă faceți bine vouă, că sunteți cu tata în gură mereu. Și le faceți bine lor, ca să afle că lumea asta nu-i orfană, că are un tată. De câte ori te caut, Doamne, de atâtea ori te lași găsit. Când strigă un nenorocit, tata aude. Știți ce vor ei să mai renunțați? La ce vor să mai renunțați? Ei vor să nu mai vorbiți despre hainele voastre. Merge mai departe. Zice cuvântul Dumnezeu așa.
Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți, deci Iacov pentru cei care, asta, decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță, exact ca pasărea mea. Nu știu cum să vă spun cu hainele. El a avut 3 haine, Iosif, Hristos 4. O să vă vorbesc despre ele. Dumneavoastră în viață o să aveți 3 haine, numai Hristos a avut 4. Cu prima haină vă îmbracă părinții. Păi el tatăl s-a îmbrăcat cu prima haină. Mă, haină pestriță. Vin părinții și spune, mă, când vezi o doamnă de sărumână, zici, îi dai loc în tramvai, ai grijă să vii acasă, fată, la ora 10. Spline știrile de fete violate. Astea sunt hainele pe care ți le dau părință. Cât știu ei, cât să pricep. Mă, nu purta fusta asta așa scurt. Mă. Deci sunt hainele cu care ne îmbracă părinții. Cum ar sta mai bine la pruncul meu? Și acum mă gândesc că aveam vreo 17-16 ani. Mă, și mă duceam mama în piață. Mă. Să-mi cumpere haine, mă. Că doar noi până nu ne suram, tot mamele săracele. Și nu mă dezbrăcau acolo în piață și puneau un cearceaf din ăla să-mi trag pantalonii pe mine. Treceau mii de oameni în jur. Mai țineți minte cum eram? Acolo n-aveam probleme. Am de rușine să mă duc în piață cu tenis și rezolvam probleme rapid. O bucată de, știți, o crenguță, întâi e vechi, mergea mama cu crenguța. Dar era un moment în care trebuia să ducă loserul. Atunci mergeam cu mama. O cămașă, o ceva, părință știu ce am mai... Mă, cu asta te îmbraci. M-am dus odată și... Tata știa bine și cu tunsul. M-am dus odată și m-am tuns. Am dat jumate din păr. După ce vin acasă, zice tata, să par la ceva fântână. Zice, către mine, când te tuns? Nu. M-am mai dus odată. Am și tăcut din gură, n-am zis nimic. Un cuvânt n-am zis. N-am zis că, nu m-am, că m-am tuns. Că luam bătaie. Dar cu primele haine te îmbracă ei, asta e legea, părinții. Cu cele de-a doilea rând de haine, pe Iosif l-a îmbrăcat lumea. Fac o mică paranteză aici, că încă mai avem timp. Când îți dă cineva o decorație, nu e obligatoriu să o porți. Nu se merită să suferi pentru că părinții tăi fac diferență între tine și fratele tău și soră ta. În momentul în care l-au îmbrăcat cu haina aia pe el și ceilalți au avut hainele lor, de acolo încolo au avut necazuri. Există lucruri pe care în viață e bine să le pui în vitrină sau să le bagi în dulap. Când știi, de exemplu, că asta produce tulburare, bă, las. Părinții mai au greșeli pedagogice față de noi și pe ăla le place lor, de copilul ăla le place mai tare, de fratele ăla care nu le face lor atâtea probleme. Și de obicei caută să recompenseze. Vreau să spun fratelui ăla care e binecuvântat în casă, în ghilimele, aveți grijă cu recompensele alea, că pot aduce ură. Ura i-o transformat în fiare pe frații lui și a vrut să-l omoare. Pentru ce? Pentru o haină? Pentru că vorbea cu tata? Cu cea de-a doua haină l-a îmbrăcat lumea pe Iosif. Aduceți aminte când s-a dus în casa lui Putifar rob și-a zis nevasta lui Potifar, uite, dați-vă o haină. Avea o problemă haina, era transparentă. Lumea cam asta face cu noi. Se duce. Cu a doua haină l-a îmbrăcat lumea și cu a treia l-a îmbrăcat până la urmă Faraon sau Dumnezeu. Mă bucur că Domnul ne-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Hristos a avut 4 haine. A avut, spune cuvântul Dumnezeu, prima haină, aia pe care aș citit despre ea, că l-au îmbrăcat soldații romani cu ea. Haină de culoare roșie, purpură. I-au pus corona de spini pe cap și l-au bătut cu 300 în cap după aceea. Și cu haina aceea au zis, tu ești regele nostru, ca să-și bată joc. Aia e haina bajocorii. O s-o purtat și pe aia într-o zi. Și dacă e pe merit, slavă lui Iisus Hristos pentru haina roșie. Dar zice Domnul Iisus, zice Sfânta Scriptură, că a avut și o haină albastră pe el. Haină, un albastru deschis.
Haina cu care umbla Iisus Hristos de zi, zi cu zi, ei nu puteau zice învățător către cineva care n-avea haina albăstrie, pentru că, așa cum spune în cartea Deuteronomului, preoți se îmbrăcați în haine albastre. Hainele albastre ale preoților, albastru deschis, o să zic. După haina aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că au tras la sorți, n-au vrut să o rupă ca pe celelalte cămăși pe care le-au avut. Deci avem o cămașă ceaba jocurii, avem cămașa preoției și mulțumim Dumnezeu că ne-a făcut o împărăție de preoți. Că n-am nevoie de papa de la Roma să-l prind când e sănătos la cap, să intervină pentru mine. Adevărul că lumea nu-i mai sănătoasă la cap. Acum fac o paranteză și mă enervai instantaneu. În Vinerea Mare la catolici, unul dintre cei mai mari catolici ai lumii, Biden. Deci în Vinerea Mare, ca să vedeți ce dracu are în el. În Vinerea Mare, transformă Vinerea Mare, el catolicul Biden, în ziua transgenderilor din America. Bun. Cea de-a doua haină e cea preoție. Mulțumim pentru ea. Cea de-a treia au purtat-o numai el. Haina neagră. Și ce spune în Biblie? Aia păcatului. Când l-au dezbrăcat de haina asta și a rămas pe cruce gol. De fapt, noi n-am văzut. Numai Dumnezeu a văzut că s-a îmbrăcat cu haina despre care vorbește în Isaia 64:6. Toți am ajuns niște necurați. Și toate faptele noastre bune sunt o haină murdară și neagră. Înaintea lui Dumnezeu. O lua toate păcatele noastre și s-o îmbrăca cu haina aceea și-o pus-o pe el. Și mulțumim Domnului că o purtat-o în locul nostru. Și cea de-a patra haină este haina pe care spune cuvântul Dumnezeu că e haina albă a neprihănirii. O haină roșie, o haină albastră a preoției, o haină neagră a păcatului, o haină albă a neprihănirii. Îmbrăcați-vă, de ce spune în Biblie, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Mie îmi plac că văd, de exemplu, că oamenii încearcă să fie diferiți și am văzut botezuri în care îmbracă în tricouri negre sau în altceva. Dar eu rămân la alb, pentru că în Biblia mea pe care o citesc, albul este culoarea neprihănirii. Dar oamenii nu vor să le vorbești despre haina asta a neprihănirii și a sfințenii. Mă, nu te mai purta așa, mă, cu familia. Că în momentul în care le vorbești de tată, mai trebuie să le mai vorbești despre haina albă botezului și a enervează și asta. Cum să-i spui la un om să aibă grijă să fie sfânt în toată purtarea lui și să vezi că tu ești omul acela, nu ești pasăre pătată pentru el? Ba da! Cum să mergi să spui că drumul lui nu-i bun? Cum să-i faci acest mare serviciu să-i spui că a lui cale nu-i bună? Când vorbești despre hainele tale, uite, mulțumesc lui Dumnezeu că am fost un păcătos, dar Hristos a luat haina mea cea neagră și a pus-o pe el și mi-a dat hainele albe ale neprihănirii. Și în ziua de 22 aprilie m-am împăcat cu Domnul în apa botezului și am spus un da hotărât Dumnezeu. Asta enervează. Când voi vă povestiți viața și cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră și ați ajuns la haina neprihănirii, asta enervează. Pe lumea aceasta enervează doar faptul că vorbiți despre tată și vorbiți despre haine. Mulțumesc că Domnul m-a îmbrăcat cu haina neprihănirii. Nu sunt perfect, sunt perfectibil. Sunt șantier în lucru al lui Dumnezeu, operă în devenire. Dar ce a început Dumnezeu în mine va sfârși într-o zi. Și al treilea lucru care nu suferă ei la noi și nu suportă este să vorbiți, să vorbiți despre viitor. Lumea vrea ca să renunțați să vorbiți despre viitor. Fiți atenți ce zice Iosif. El a zis, ia ascultați ce vis am visat. Eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Doar n-ai să împărățești tu peste noi. Cum adică să cădem noi cu fața la pământ în fața ta, Doamne? Haideți să vă spun ceva. Într-o zi orice genunchi se va pleca înaintea lui. Eu când vorbesc cu oamenii despre viitor și mă bucur, de exemplu, eu mă bucur tare mult de că Biserica Ortodoxă, în ultimul timp, oamenii sunt din Biserica Ortodoxă,
mai doritori să afle multe lucruri din Apocalipsă. Pentru că până acum, de exemplu, am crescut între cele două extreme fundamentale. Biserica Ortodoxă n-a vrut să vorbească despre Apocalipsa, Biserica Pentecostală, de unde fac parte, a vorbit numai de Apocalipsă. Deci, undeva trebuie să ne găsim linia de mijloc. Trebuie să vorbim și despre viitor, dar trebuie să avem grijă că trebuie să ne păstrăm hainele curate. Că degeaba vorbim de anticrist și haina noastră e murdară. Ei nu vor să vorbiți despre viitor și că va fi o judecată. Doar nu o să ne spui nouă că într-o zi orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu. Asta vreau să vă spun. Exact asta. Că așa cum într-o zi frații lui Iosif s-au așezat la picioarele lui Iosif și au cerut iertare, așa într-o zi Dumnezeu va obliga toată lumea ca orice genunchi să se plece, de pe pământ, de sub pământ, din aer, de unde mai sunt genunchi, înaintea lui Dumnezeu și să recunoască că Iisus Hristos este Domnul. Eu, părerea mea este că ar fi bine să ne plecăm acum. Nimeni nu suportă să audă că va fi o zi a judecății. Nimeni. Nimeni. La oameni e bine să le vorbești că totul se sfârșește cu lăutari, cu hididiși. Dumnezeu e bun, că dragostea Lui, în dragostea Lui cea mare, nu poate să conceapă iadul. Nu! Ascultați-mă ce vă spun. Iadul este superba declarație de dragostea Lui Dumnezeu. Pentru că în dragostea Lui cea mare ne-a făcut liberi. Și zice Dumnezeu, uite-te, atât de liber te fac, încât în libertatea ta poți alege chiar și iadul. V-am spus întotdeauna că Dumnezeu nu trimite oameni în iad. În iad mergem singuri. Dumnezeu trimite oamenii doar în rai. Vă pun în față, zice Domnul, calea vieții și calea morții. Alegeți calea vieții. Vă pun în față binele și răul. Alegeți binele. Vă pun în față întunericul și lumina. Alegeți lumina. Țineți minte când scrie, vorbeam zilele acestea la Oradea. Din cartea Proverbului, este un proverb care a adus atâtea pagube în poporul Domnului. Învață pe copil calea care trebuie să urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Fraților, acolo nu vorbește despre mântuire. Noi am predicat până acum că vor ajunge prin, să vor da în cap, vor ajunge copiii noștri să se îmbolnăvească, să-L iubească pe Domnul, vor ajunge copiii noștri pe la pușcărie să-L iubească pe Domnul. Ce mi-ar place să cred, că după ce pruncii noștri vor da cu capul de grinda vieții, se vor mântui. Dar versetul din Proverbe nu oferă perspectiva aceasta. Și vrea să spun acolo, că acolo se vorbește despre, spune la copil ce trebuie să facă în viață, lucrurile, adică în context, dacă vrea să se facă, dacă îi place să bată la tobe și îi place muzica, nu umbla să-l faci doctor. Cumpără-i bețe de tobe. Lasă să se dezvolte liber. Acolo vorbește despre libertate. Și din ce cauză? Pentru că asta ar însemna că pruncii noștri, după ce dau cu capul de grinda vieții, nu mai au libertate. Atunci obligatoriu se vor pocăi. Iau libertatea și după ce vin în pușcărie să-și bată joc de viața lor. Iau libertatea și după ce s-au îmbolnăvit și după ce au mers cu o căsătorie greșită și au nenorocit-o în divorț, să o ia de la capăt la fel de fără Dumnezeu. Nu vă bazați pe asta. Bazați-vă pe harul Lui. Mi-ar place să cred că e adevărat și vă spune primul că sunt cam implicat în treaba asta. Să vă spun că 100% când vor îmbătrâni să vor întoarce Dumnezeu, cunosc o grămadă care nu s-a mai întors. Trebuie să fim cinstiți cu noi înșine. Libertatea e cadou otrăvită lui Dumnezeu pentru noi. Și oamenii sunt liberi să nu se plece acum pe genunchi înaintea Domnului. Oamenii sunt liberi să facă ce vor cu viața lor.
foarte liberi. În 2004 eram în Australia. În Australia eram foarte aproape de ce s-a întâmplat. Vă mai duceți aminte? Tsunami din Indonezia, când vorba lui Asaf s-a mișcat munții în inima mărilor. De unde știam Asaf ce se întâmplă la 4.000 de metri, la 4 kilometri, acolo în fundul oceanului, că se mișcă munții și mă. Și când se mișcă câte un munte. De unde știa Asaf că ăsta nu a fost 200 de kilometri în jurul casei? Nu a văzut decât o baltă de pești. De unde știa că sunt munți pe fund de mare? Că zicem noi că asta e carte scrisă din înapoiați. Crești eu. Din înapoiați prinde Duhul lui Dumnezeu. Cred. Cred că fost niște înapoiați. Sunt convins că proroc Ieremia nu știa să lucreze cu un iPhone 15. Înapoiat ce el. Sunt convins că și Ilie ar fi avut probleme cu routerul de Wi-Fi. Sunt înapoiaților. Eram în Australia, s-a mișcat puțin și au măturat 200 și ceva de mii de oameni, vă aduceți aminte că au murit atunci. Nu mă leacă să mișcă munții. Și-a venit un val, chefuiau. În triunghiul de străbălări, în care se duc de aici cinstiți nemți, cinstiți austriaci, americani, să facă sex cu copile de 11, de 10 ani. Acolo este locul de străbălării lumii, în zona aia, în triunghiul ăla magic, ras în câteva minute de Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră știți, a fost a doua zi de Crăciun dimineața, 26, la prima oră a venit. Și nu știu dacă dumneavoastră știți, eu am aflat atunci în zilele acelea și mi-am adus aminte, Meulaboh se numește în Sumatra, un oraș de 40.000 de locuitori. Meulaboh în Sumatra. 400 de creștini doar în oraș, dacă vă duceți să vedeți ce moschee au. Și au vrut să serbeze și ei Crăciunul. Și le-au spus ei că e toleranți musulmanii, până la decapitare. Ea o religie tolerantă. O zis în felul următor, nu la noi în oraș. Și o zis, nu ne lăsați să serbăm Crăciunul în oraș, nu. Și au plecat pe o munte, la 11 km depărtare. Și acolo au serbat Crăciunul. Dacă tot au fost acolo, pun niște corturi, o să stăm și facem și mâine, înaintea Domnului, o sărbătoare, pe 26 decembrie. 400 de creștini, doar, în Meobalah. Toți pe munte. Și-a zis Dumnezeu, deci nu pot ai mei Crăciun, nu. 10.000 de oameni au murit în 20 de secunde, zice în Meobalah. 10.000 de oameni. Orașul a fost ras de pe fața pământului în proporție de 80%, mai rămas 20% de rămături în el. Niciun creștin nu și-a pierdut viața. Pentru că tata și-a scos prunce. Și era ce m-am gândit. Dacă nu renunțau la dreptul lor și spunea, bă, pă, noi, dacă nu, noi, acel facem. Câteodată e bine să asculți vocea lui Dumnezeu când îți zice să mai zici odată, să te mai bagi odată, să faci ceva sau să pleci. Poate că Dumnezeu vrea să te scoată afară de acolo. Ei vor ca să renunțați să mai vorbiți despre tată, enervează. Dacă vreți să se enerveze lumea pe voi, să vă urască, vorbiți toată ziua de tată. Se enervează pe voi când vorbiți despre hainele voastre. Că voi sunteți păsări pătate care într-o zi ați fost îmbrăcați în haine albe aici în botez. Spuneți-le, oameni, cum Dumnezeu v-a mântuit viața. Spuneți-le. Spuneți-le de unde v-a scos. Stați să vă citesc acum de unde v-a scos Dumnezeu și de unde ne-a scos. Nu mă leac acum dimineață. Dimineață primii. Așa, să vedem.
Mă numesc așa și pe dincolo, sunt din Hunedoara, v-am scris acum vreo două luni despre băiatul meu, Filip, am fost și la Beiuș, la biserică, v-ați rugat pentru el împreună cu câțiva frați slujitori. Se droga și pe lângă asta suferința lui sufletească de multe ori îl copleșea și dorea să moară. M-am rugat pentru el și am postit, dar ce vedea ochii mei de carne firești, nu era deloc schimbarea pe care o așteptam să o văd la el. De ani și ani de zile, mulți, m-am simțit parte din biserica de la Beiuș, chiar dacă nu oficial m-am considerat ca un membru bisericii noastre, pentru că o iubesc, pentru că mi-aș dori din toată inima să fiu mereu acolo, să particip cu tot ce pot, să mă bucur de prezența Duhului Sfânt manifestată în toate împreună cu voi toți. Deci, am ajuns într-un punct minune în care Filip a acceptat să mergem la Beiuș, la dumneavoastră să vă rugați pentru el. M-am bucurat mult că ați acceptat să ne ajutați, deși știu că sunteți ocupați. Am vorbit puțin cu dumneavoastră, ați chemat câțiva fraze în ceea ce vă slujesc și v-ați rugat cam 10 minute pentru Filip. Sincer, am fost puțin dezamăgit. Normal, altfel e dacă te rogi un ceas. Bun. Sincer, am fost puțin dezamăgită. Oamenii au așteptări. Între slujbe să stăm aici. Sincer, am fost puțin dezamăgită că numai 10 minute în sinea mea. Am crezut că o să vorbească cineva cu Filip, mai mult fratele Drumea, alt păcătos îngrozitor. Asta de la mine, să știți când vorbesc eu, da? A stat de vorbă tot vreo 10 minute cu el înainte de rugăciune. 10 minute îți fac icoană, Eu nu știam 10 minute. Bun. Și o să vă rugați mai mult pentru el. Dar în final, oricum, am fost mulțumită și am înțeles că fiecare programul lui și timpul lui și acum dar cu litere de tipar, dar, acest dar din versetele din Biblie care de atâtea ori a schimbat situațiile și arată clară voia lui Dumnezeu, a făcut o minune. Atunci când v-ați rugat cu toții, Dumnezeu a făcut o minune în timpul rugăciunii. De atunci, din clipa aceea, Filip nu s-a mai drogat și nu se mai droghează. Filip citește Biblia, se roagă și cireașa de pe tort vrea să se boteze de Paște la dumneavoastră, la Beiuș. Oamenii nu vor să vorbim despre haina albă, nici despre tata din ceruri, nici despre haina albă. Și nu vor să le vorbim despre iad la oameni. Dar eu dacă predic numai raiul, vă fac un deserviciu îngrozitor, că nu vorbesc despre toată dragostea lui Dumnezeu, care înseamnă și libertatea de a vă petrece veșnicia în focul veșnic. Eu nu pot predica jumate de Evanghelie când mai multe evanghelii, când mai multe versete vorbesc despre iad decât despre rugăciune în Biblie și despre botezul cu Duhul Sfânt. Și noi am făcut doctrină pentecostală din asta. Dar despre iad sunt mai multe versete, voi înțelege, și noi nu predicăm de aici, că vrem să fim bine cu toți și vorba multora, lasă că Dumnezeu până la urmă rezolvă el cumva, vorba lui Becali, face cumva Dumnezeu, nu face, nu face, pentru că în biserica mea și în biserica dumneavoastră, când vă duce la ortodoxi, la catolici, să începe orice rugăciune cu pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Dar există și partea cealaltă. Nu putem la nesfârșit, că te-ai născut penticostal sau ortodox sau baptist, nu poți la nesfârșit să-l bajocorești pe Dumnezeu ascundându-te după cultul tău și religia ta. Hristos n-are 100 de biserici, are una! Eu voi zidi biserica mea, eu o zidez. Și în biserica Domnului trebuie să fie doar adevăr, doar lumină, doar pace, doar bucurie, doar neprihănire, doar Duhul Sfânt. De aceea depărtați-vă de lumea această păcătoasă și de fără de legile ei. Nu poți zice Tatăl nostru și să trăiești ca un orfan a doua zi. Nu poți să bajocorești Tatăl, nu poți să zici Tatăl nostru duminica în biserică și apoi să blastem și să-L blastem și pe El și cristelnițele și opriți-vă! Suntem la cină, la împărtășanie. M-a întrebat cineva, nu sunt în biserica dumneavoastră, pot să mă împărtășesc? Vai de mine, Doamne, vă spun public, ne face mare plăcere, aici se pot împărtăși toți născuți din nou. Născuți nu din carne, nu din voia unui om, nu pentru că tatăl lor a fost sfânt, nu. Născuți din Duhul lui Dumnezeu. Născuți din nou, nu din apă. Că pe nimeni, nici la 6 săptămâni, nici la 18 ani, apa nu mântuiește. Pe nimeni. Că dacă ne-ar schimba apa, toți am fi pe apă. Nu. Numai Duhul lui Dumnezeu schimbă omul. Numai Dumnezeu schimbă omul. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, dacă sunteți născute din nou,
Dacă v-ați depărtat de fără de lege și v-ați plâns păcat acum, poate spăcătuiți și o seară, nu-i problemă. Toți păcătuim. Dar să-ți pară rău, să spui, nu mai fac asta. Mă doare de păcatul meu. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva Tatălui. Și împotriva voastră. Și în cer iertare. În cer iertare. Haideți să ne ridicăm în picioare.